contează, Părinte, ca să vorbesc. Amin. Îndreptător credinței și fii blândețile, te-a arătat pe tine turmii tale, spune trovarul Sfântului Ierarh Nicolae din sărbătoarea zilei de astăzi, sau prăznuirea celui între sfinți, Părintele nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirilor Lichiei. Sfântul Ierarh Nicolae, în primul rând, trebuie ca să știți, puțin cronologic, ca să spunem, a trăit pe la anii 300, deci secolul al III-lea după Hristos, deci după venirea Mântuitorului Hristos, în timpul împăraților păgâni, Maximian și Dioclețian. El este un fiu ales sau un om dăruit din rugăciune, nu prin predestinaționism, cum se crede la protestanți, ci ales pentru viața părinților care au avut o viață curată, Teofan și Nona, și l-au născut cu deosebit miracol, în sensul că atunci când era mai mititel, încă făcea minuni din pântecele, sau dacă vreți să spunem, de la sânul Maicii sale, ca să nu spunem din pântecele Maicii sale. Și ca să trecem așa în mare, fugitiv, peste viața Sfântului Ierarh Nicolae și să vedem noi ce ne mai învață și ce spune, trebuie să știți că s-a dovedit a fi foarte minunat, precum altă dată prorocul Ilie, care era văzut de tatăl său Savoc înfășat în flăcări de foc și îngerii băgau flăcări pe gură, sau ca altă dată Sfântul Vasile cel Mare, care de mititel fiind bolnav și închinat la icoana, deci născătoare de Dumnezeu, s-a făcut sănătos, sau ca Sfântul Ioan Gură de Aur, care și acela de mititel avea diferite și deosebite daruri alese, iar la chirotonie s-a pus porumbelul în chip, Duhul Sfânt în chip de porumbel pe cap. La fel și Nicolae, Arhiepiscopul Mirilor Lichiei, în momentul chirotoniei în preot, deci sărim de la una la cealaltă, episcopul locului de atunci a spus: văd un soare răsărind în zările bisericii. Deci biserica avea mare nădejde prin acest mare mărturisitor, care astăzi stă și veghează la Bari în Italia și privește, sunt față în față cu Sfântul Ierarh Spiridon, cu care sunt buni prieteni, de aceea s-a și rânduit din lucrarea lui Dumnezeu să se sărbătorească automat unul după altul. Unul se uită spre Constantinopol și unul privește spre Constantinopol. Despărțiți de mare, ei privesc unul spre altul, sunt ca o poartă răsărită și vinerea sugea o singură dată seara și spre marea deosebire, ca să fie deosebit de ceilalți copii. Mama lui nu ținea cu precădere la ten și la față, deci i-a dat sân, nu l-a hrănit cu lapte de vacă, nu l-a hrănit cu griș, ci a supt la sânul drept. Toată viața lui n-a sub deloc la sânul stâng până ce a crescut mărișor din stadiu de pruncie, deci până la un an, adică până să înțarcă copiii, și s-a arătat cu deosebită evlavie față de părinți, deci trăind și fiind născut creștinește, zămislit creștinește. Ce înseamnă zămislit creștinește? Nu zămislit după principiile pe care le vedeți astăzi la filmele după ora 12, vineri seara. Deci zămislit într-o naștere de fii. Scriptura n-a spus destrăbălați-vă, mulțiți-vă. Deci el a mers după, deci părinții Teofan și Nona au mers după principiul mulțirii și a creșterilor de fii și a stăpânirii lumii, cum a spus Mântuitorul: creșteți Dumnezeu, creșteți, vă mulțiți și stăpâniți pământul. Un alt lucru care rămâne important în viața Sfântului Ierarh Nicolae și copilăria este o copilărie deosebit de frumoasă. Spune că tânăr bătrân în viețile Sfinților. Deci era cu deosebită precădere înclinat spre virtuțile teologice. Spun unele băbuțe la mărturisit după ce își termină spovedania. Zice, copieșele din îndreptarul de spovedanie, n-am virtuți teologice. Dar dacă o întreb pe babă ce ai virtuți teologice, ea nu știe. Virtutea teologică înseamnă credință curată sau nădejde tare. Deci, ce înseamnă nădejde tare? Nădejde tare înseamnă și la necaz, și la bine, și la rău, să fii în aceeași constantă de credință față de Dumnezeu. Iar dragostea este, să spunem, izvorul nemărginit, deci izvorul nemărginit al iubirii. Marii teologi ai timpului nostru, sau ca să spunem așa, un părinte foarte puternic în ale gândirii teologice, a dat odată o formulă despre Dumnezeu foarte scurtă: lumină și iubire. Deci la fel și Sfântul Ierarh Nicolae era plin de lumină și iubire. Văd un soare răsărind la orizontul bisericii. Deci iată ce frumos spune despre el episcopul Nicolae sau unchiul său. Nu l-a cinstit fiindcă era unchi, ci l-a cinstit fiindcă era de mare folos în
în Patara, în cetatea din Lichia, unde își desfășura activitatea de episcop și l-a hirotonit preot, fiindu-i de mare folos. Trece în decursul vieții, trece prin mai multe etape de spiritualizare, ca să vorbim mai pe domnește. Deci, stă și el un oarecare timp într-o mănăstire, în chinoviat, deci ca frate începător, deși era hirotonit preot, se arată cu deosebită precădere, înclinat spre viața pusnicească sau viața curată, dar din două mari vederi îi se arată. Nu aici este locul tău. Eu am nevoie de tine acolo unde am seceriș mult, holda este multă și secerătorii sunt puțini. Iar în altă parte, din nou, Mântuitorul îi vestește în vis sau prin vorbire, nu știm exact, viețile Sfinților relatează doar minunea, nu dă cu lux de amănunt, că Dumnezeu îi spune, Nicolae, nu aici trebuie să mă preamărești și nu aici vreau să mă proslăvesc prin tine. Intră în viața poporului și proslăvește numele meu între neamuri. Și atunci Nicolae, arhiepiscopul Mirilor Vichei, deci acest tânăr bătrân, intră în viața poporului și într-adevăr se devotează celor din societatea pe care o conduce, bineînțeles, cu gândirea și mentalitatea de atunci, cu multă frică de Dumnezeu, cu multă dragoste, cu multă evlavie. Deci, cum spunea Mântuitorul Hristos, mergea cam pe același principiu. N-am venit să mi se slujească, ci am venit să slujesc. Și, într-adevăr, din minunile pe care le știți, este cel mai autentic sfânt al poporului creștin, Sfântul Gheorghe, Sfântul Nicolae, Sfântul Spiridon, Sfântul Vasile, deci sunt Pantelimon, Haralambi, deci sunt sfinții noștri, Constantin și Elena, Petru și Pavel, deci sunt sfinții autentici ai neamului românesc, în care este plină lumea de mulțimea numelor lor și este plină lumea de mulțimea rugăciunii către ei și, în același timp, de mulțimea minunilor ce se fac prin acești sfinți, nu numai prin acest sfânt. În primul rând, Sfântul Ierarh Nicolae este un bun înainte mergător al lui Moș Crăciun. Deci el mai aduce daruri, Sfântul Ierarh Nicolae, apoi venind Moș Crăciun cu brișcă, aduce și el alte daruri, dar numai când sunt impozitele și salariile mai mari. În momentul în care nu este altceva, el ne aduce doar sănătate și binecuvântare de la Dumnezeu, de acolo, de la Bari, de unde binecuvintează lumea comună, fiindcă cealaltă din dragoste față de țara noastră, o are în București, la Biserica Sfântul Gheorghe. Deci, iată, încă o binecuvântare cerească pentru pământul românesc. Un alt lucru care trebuie să-l știți despre Sfântul Ierarh Nicolae, este hirotonit în mod minunat episcop. Și când spun în mod minunat, vreau să spun că n-a fost hirotonit la întâmplare, ci el fugea de arherie. În cetatea Mira, pe vremea aceea, deci, cum ar fi, să spunem, județul Iași, să spunem orașul Pașcani sau Târgu Frumos. Cam așa era Mira față de acea cetate. Deci acolo era un fel de arhiepiscopie și era un arhiepiscop Ioan, care fiind bătrân cu vârsta, s-a gândit cine o să poată să fie urmașul. Și atunci are noaptea o vedenie foarte minunată, consemnată de Sfântul Metodie în viețile Sfinților, în care arată că îi se arată sub forma unui înger, Dumnezeu nu ia forme ca să-l vadă oamenii și să-l pipăie, și îi spune, stai la ușa mitropoliei, a episcopiei, și care va veni în dimineață sau la miezul nopții, în timpul rugăciunii, cel de întâi să știi că acela este vrednic de episcop. Și numele lui este Nicolae. Și într-adevăr, la miezul nopții, acest preot, plin de har și de Duh Sfânt și cu râvnă pentru Dumnezeu, se apropie. Deci de episcopie să intre la slujba mezonoptice, deci la slujba de miezul nopții. Și atunci episcopul ia deoparte și îi spune, zice, cum îți este numele? Zice că Nicolae mă numesc, foarte cu smerenie. De aia spune și că și-a învățat cu smerenia cele înalte. Deci nu s-a afișat într-un nimic, nu s-a bătut cu pumnul în piept, cum se spune. Adică eu din el a dispărut. Era numai sinele lui personal revenit în sine, transfigurat în virtuțile teologice pe care le lucra pentru Dumnezeu. Și o să ajungem și la acele. Imediat, deci episcopul înștiințează și pe ceilalți episcopi și, într-adevăr, cu voia poporului și cu glasul poporului, el este ales episcop în Mira Lichiei. Minunile și binefacerile pe care le-a făcut sunt multe și minunate. Ca să trecem și peste aceasta, el, prin rigorile temniței,
Poate ca la Iud, ca la Jilana, poate ca la Oranchi, cum ați citit în Bucuriile Suferinței despre preotul Bejan și alții care au mai pătimit. Poate și mai greu, poate și mai rău. Poate chiar ca Sfântul Spiridon, cu culpa piciorului tăiată și cu ochiul scos. Deci au fost multe metode de prigonire a creștinismului înainte de venirea împăratului Constantin. Șase împărați păgâni, începând de la Nero până la Maximian, care au prigonit credința creștină și au făcut valuri de sânge în biserică, dar să știe întotdeauna că sângele martirilor este sămânța creștinilor. Și în momentul când vine împăratul Constantin la tron, el este eliberat din nou din temniță, vine în cetate în Miralichie, intră din nou în scaunul de arhipăstor, unde păstorește până la adânci bătrânețe. Și vorbindu-se de adânci bătrânețe, ne întoarcem așa fugitiv prin viață. În primul rând, este un bun, să spunem, sfetnic al lui Hristos. Pe oriunde merge, îndreaptă. Pe oriunde merge, învață. Pe oriunde ori sfătuiește, face milostenie. Și știți întâmplarea, fără ca să o detailăm prea mult, pentru că nici nu-mi plac istorioarele de ore întregi, știți acel tată sărac care avea cele trei fete și trebuiau sămărite. Neavând ce face, tatăl le-a spus: dați-vă la desfrânare ca să câștigăm bani, să puteți să vă măritați sau să vă faceți un rost în viață. Ei, pe vremea aia o făcea din sărăcie, astăzi o facem din buiecie. Mi-a plăcut într-o zi expresia unei mame la spovedit, când fata a jignit-o în față și i-a spus, zice: mamă, tu ești o proastă, zice, tu n-ai învățat că nu mai este la modă să fii fată. Zice, e o rușine să fii fecioară, zice. Astăzi este moda să-ți faci de cap. Ei, în vremea aia nu se făcea din modă, ci din necaz. Și atunci Sfântul Ierarh Nicolae, care era un bun arhipăstor al păstoriei sale, al turmei sale, n-a lăsat ca să se îngăduie să intre dracul și să spurce cu desfrânarea și cu necurăția pe acele trei fete. Ci a mers pe rând la fiecare în timpul nopții când tatăl lor dormea și arunca în ograda casei lor sau probabil într-un colidor al casei câte o pungă de bani din vistieria episcopiei, fiind siguri că nu îi fura. Și atunci, ce au făcut? Și-a căsătorit pe rând cele trei fete, izbăvindu-le de desfrânare. Era un om drept și din alt punct de vedere. Voi știți că arhiereul locului este și judecătorul eparhiei, deci peste judecătorii de la tribunalul Iași. Deci mai întâi de toate judecă Dumnezeu prin arhipăstorul sau prin stăpânul locului, pentru că orice problemă canonică de drept și de cuvânt, dacă creștinii ar avea frica lui Dumnezeu, ar trece întâi pe la Dumnezeu să se judece. Mă, îngăduie Dumnezeu divorțul ăsta, mă, îngăduie Dumnezeu să-i spar capul ăla, mă, îngăduie Dumnezeu să-i stric hatul sau să-i iau casa sau mașina sau să-i iau banii sau să-l nedreptățesc? Nu! Și atunci n-ar mai fi nevoie. Ce frumos ar fi, de multe ori mă închipuiam în minte, eu sunt cam dus de acasă, îmi închipuiam întotdeauna în minte cum ar fi un stat fără milițieni și fără justiție. Adică în care oamenii să înțeleagă de bună voie tot ce au de făcut și să moară ăștia de foame, să n-aibă ce face. Adică să se desfințeze școala de miliție, să-i pui pe milițieni la prășit, la săpat, la arat, la grăpat, de să nu mai aibă ei de dat amens și de scris reguli. Iar pe judecători să-i pui la tencuit. Adică să-i pui să zidească blocuri, orașe, să facă pavaje, un fel de muncă de ocnaș. Adică să vadă cum să câștigă banul pe care le-au cu nedreptate din mâna celor proști care nu cunosc frica de Dumnezeu. De ce? Pentru că frica de Dumnezeu este început de înțelepciune, iar cine nu are frică de Dumnezeu, nu are nici înțelepciune. Deci numai un om neînțelept poate să împlinească un asemenea cuvânt. De ce? Ce a spus Hristos? N-aduni cu mine, risipești. Nu ești cu mine, ești împotriva mea. În loc să te duci să plătești un comision la biserică de 200.000 și să-ți facă dreptate din prima, bă, tu du-te acasă, lasă-i și lui, ia și tu și stați cu minți, te duci întâi și dai 200.000 comision la judecătorul lumesc. După aia mai dai 100.000 barul la avocat, după aia mai dai 200.000 la buzunar că s-a primit și că-ți mai minte acolo cu un articol și cu altceva. Și în felul ăsta te înșeli și pe tine și pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Pentru că peste toate aceste judecăți, peste toate aceste năimituri și mituiri care eu vă mai întreb câteodată la spovedit, fost ai corect, ai avut dreptate? Da, părinte, am avut. Ei, dacă ai avut, e altceva. Dacă n-ai avut, atunci n-ai să ai dreptate nici dincolo, fiindcă ce s-a făcut pe ascuns se dă pe față și pe acoperiș. Ei, Nicolae, arhiepiscopul Mirilor Lichel, și-a luat inima în dinți și-a luat de sine aceste hotărâri. Odată împăratul Constantin, de el fiind vorba,
vrând să ucidă pe trei voievozi, adică pe trei prefecți ai unor orașe, cum s-ar spune, care erau pe acea zonă stăpâni, dintr-o pârâtură mincinoasă, și voi știți prea bine ce înseamnă pârâtura, nici nu trebuie să vă spună nimeni, bârfă, zavistie, ură, pismă, invidie și toate celelalte, sunt legate în lanț, sunt veriga mizeriei iadului. În momentul respectiv s-a arătat împăratul Constantin în vis împăratului și antipatului, adică cum ar fi subprefectul sau secretarul împăratului, și a spus să-i slobozești că sunt nevinovați și să fii culoarea minte să nu greșești. Și ăsta s-a spăimântat, s-a dus la temniță și a întrebat, și la cine sunteți voi și ce vrăjitorie ați făcut, de mi-a apărut mie omul acesta minunat în vis. Și a spus, noi nu știm, zice, nu știm, nu facem nicio vrăjitorie, noi ne închinăm Dumnezeului celui creștin și ne închinăm Sfântului Ierarh Nicolae, zice, care este stăpână mira lichei, pentru care o viață deosebit de curată și de sfințenie, prin care, zice, el ne ajută. Și împăratul, într-adevăr, s-a îmblânzit și i-a slobozit. Altă întâmplare, fiind tot arhipăstor în mira lichei, de multe ori, fiind foamete și necazuri în cetate, s-a arătat corăbierilor pe mare din lucrarea lui Dumnezeu, le dădea bani în mână și spunea, duceți grâul în mira lichii sau merinde ce duceau cu corăbile, că vă slua un preț foarte bun. Și în felul ăsta a salvat, cum se spune, deci a salvat cetatea respectivă de foamete. O întâmplare și mai minunată, consemnată, dar după moartea lui, deci după ce se așează moaștele, ele au stat un timp în mira lichei și apoi au fost mutate la bar. Mi se pare, dacă nu țin eu minte exact, furate de italieni și duse la bar, unde se află și astăzi. Acolo, în sicriu frumos, sunt bine, sunt și izvorătoare de mir, ca să știți, și binefăcătoare pentru cei bolnavi, și sunt foarte bine, dacă vreți ca să, un mic detaliu, sunt foarte bine păstrate și sunt bine închise, fiindcă oamenii din prea multe evlave ar fi în stare să le ciupească, să le ciobească de tot. Adică cum e omul? Să tragă, să fure, să rupă. Așa e omul. Și ce face? Spune că niște corăbieri se duceau spre mira lichei, unde erau moaștele Sfântului, să facă niște binefaceri de caritate, să ducă mâncare oamenilor mai sărași, mai bolnavi, și să arăta și dracu un tip de femeie cu un ulcior de unde lemn plin de farnice lucrate acolo. Și a spus, zice, vreau să duc și eu ulciorul ăsta, zice, la mormântul Sfântului, zice, să fie de binefacere. Și a mers corabia, s-a rătăcit pe apă, a învăluit o furtună, nu s-a, bineînțeles că nu s-a cufundat, au fost și alte cazuri când alți corăbieri, fiind cu corabia pe apă, el este și un fel de protector al marinarilor, încercând să se scufunde corabia, au văzut deodată că însuși Sfântul Ierarh Nicolae cârmuia. Deci volanul ăla, roata aia de cârm a corabiei, cum se spune. Și certa chiar valurile și se linișteau ca în timpul Mântuitorului, de să mirau ei însăși ca și apostolii. Cine este acesta de ceartă marea și se liniștește? Și de data aceasta s-a arătat Sfântul Ierarh Nicolae într-o cărăbioară mai mică și a spus, zice, cel ce va da vasul cu un de lemn nu este, zice, sărac sau femeie, zice, a fost drac într-o clipa, zice, aruncați-l în mare. Și în clipa când l-a aruncat în mare, s-a făcut o trâmbă mare de foc, a început apa să clocotească și ieșea un fum puturos, o duhoare de iad, iar corabia imediat și-a revenit în axele ei geografice, cum se merge acolo, după busolă, după rânduielile marinărești, și-au luat-o și-au ajuns cu bine în cetatea Mira Lichei, deci unde erau pe atunci moaștele Sfântului. Întâmplări minunate au mai fost. Una pe care ați auzit-o, care merge permanent pe la Părintele Cleopa la Siestria, aia cu bătrânelul și cu covorașul. Deci erau doi bătrânei care permanent făceau milostenie la Sfântul Ierarh Nicolae. Și odată nemai având ce face, ca moșnezii, ați văzut, un țolișor pentru mormântare, o pătură, câteva ștergari, o pernă, câteva scânduri acolo într-un colț, într-un chipate, sub formă de sicriu. Și au zis, băi, zice, nu putem să lăsăm Sfântul fără binecuvântare dacă de ani de zile noi ne închinăm și El ne ajută. Și i-a pus baba un covoraș în spate și a spus, pleci la piață, îl dai, zice, acolo cu 5 bani, cu 8 bani de aur, cât îi putea, și vii cu dealegurii să facem praznicul Sfântului, zice, să dăm milostenie la cei mai sărați decât noi. Și în clipa când a ajuns bătrânelul în piață, a ieșit alt bătrânel în față și a zis, zice, vinzi covorul, vând covorul. Cât îmi dai? Zice, 5 galbeni, n-ați 8. I-a luat covorul, a plecat înainte acasă, a bătut la babă în poartă și i-a spus la bătrână, zice, m-a trimis, zice, bunicul de la piață să aducă ăsta acasă, că nu l-a putut vinde, nu s-a tocmit la preț, zice, și mi-a zis să ți-l dau. Baba l-a luat și supărat în sine ei, ca orice babă rea de gură,
a început să boscorodească singură prin casă. Apoi el l-am învățat și i-am spus și nu se lasă sfătuit și uite iar a făcut de capul lui și m-a lăsat, trebuia să-l vândă cu cât era. Și între timp apare moșulică cu desaga plină de bunătățile ce și le cumpărase și cu bănuții care i-a avea tocmiți. Și în momentul, deci când intră, întreabă, zice, dar cu ce le-ai cumpărat de astea? Păi zice, am vândut covorul. Păi cum ai vândut covorul? Uite ce s-a întâmplat. Dar între timp când ei se ciondăneau, bătrâna își aruncă privirea la icoană și spune, zice, tare îmi pare mie, zice, că sămăna cu ăla din icoană. Și atunci bătrâne se uită și zice, da, exact așa la un bătrân i-am vândut eu covorul. Deci era însuși Sfântul Ierarh Nicolae, bineînțeles, care a luat covorul și l-a adus pentru dragostea lor tot în casa lor și le-a dat și banii de milostenie ca să poată. Ei, întâmplări de astea cu milostenia o să le mai auziți, deci, de Sfântul Spiridon, când va fi privegherea de toată noaptea și puteți să veniți că e foarte frumos. Deci este toată slujba privegherii legată cu Sfânta Liturghie, cu acatistul, cu predica, cu învățăturile din viața Sfântului Ierarh Spiridon și faptele lui. Și care a postit și vrea să lasă pe atunci, pot să vă mai și împărtășiți, care are evlave la Sfântul Spiridon și la Sfântul Nicolae la fel, sunt la fel de buni prieteni, ei au mai făcut o partidă în doi. Mai de mult, când pe la 320 și parcă așa 325 sau 321 soborul întâi de la Niceea. Deci au venit tare să dezbine pe Hristos de Tatăl și să spună că Hristos e o ființă superioară la soborul întâi de la Niceea. Și atunci Sfântul Ierarh Nicolae, fiind mai îndrăzneț așa și mai, cum se spune, un pic mai iute, l-a pocnit cu palma. Și l-au băgat în temniță și s-au întristat cei 318 Sfinți Părinți. Și în clipa aceea, deci împăratul Constantin, care era de față și soborul ținuse toată vara, fiindcă era o chestiune adâncă de dogmă, atunci s-au și făcut articolele primele 8 ale crezului, l-a băgat în temniță. Nu era de cuvință într-un sobor atât de mare, un arhiereu să lovească. Și a venit Maica Domnului în temniță, i-a pus omoforul pe grumaz, Mântuitorul i-a dat Evanghelia și când au venit străjerii dimineața, l-au găsit din nou în toată puterea arhierească. Deci cu insigniele, cum se spune, mitropolita, episcopale, care le purta pe atunci. Această vedenie și întâmplare a mai avut-o și altă dată în vis, înainte de a fi hirotonit episcop. Deci era a doua însemnare de acest fel. Deci înainte de a fi ales, pentru că imediat după această vedenie, Ioan, arhiepiscopul care l-a și lăsat în locul lui, era bătrân și bolnav și murind, chiar el a fost ales. Deci se vede că era un om ales de Dumnezeu și când mă opresc aici la vedenie, vă fac o mică confirmare care să vă rămână în minte. În ultima vreme și babele îmi povestesc de minuni. Ei, îți fi făcând dumneavoastră minuni, dar Isaac Siru totuși spune de o minune cea mai puternică și mai mare din toate. Să-ți vezi pururea păcatele înaintea ochilor și să le plângi cu lacrimi. Dacă puteți să faceți minunea asta, celelalte lăsați-le că le judec eu la spovedit. Mi le spuneți și dacă sunt bune, vă spun eu. Dacă nu, le ștergeți cu radiera din minte și spui așa, Doamne, prea păcătos eu ca să-mi arăți mie vedenii pe pământ. Să-mi arăți slava Ta acolo în Rai și să mă pui de-a dreapta, bun? Deci astea la alte vedenii le mai lăsați în stânga și în dreapta, le pierdeți din catastif. Un alt lucru legat deci, de Sfântul Ierarh Nicolae, deci după ce s-a întâmplat acea învălmășeală la sobor, și Sfântul Ierarh Spiridon și el, la fel foarte integru și foarte plin de Duhul lui Dumnezeu, un om bătrân la 95 de ani, și el i-a spus lui Iare, zice, eu nu știu multă carte, dar știu un singur lucru, că trebuie să fie mută buza ce vorbește împotriva adevărului. Și în clipa aceea toți filozofii lui Iare au amuțit, fiindcă erau însemnați de Sfântul Spiridon cu Sfânta, deci cu semnul Sfintei Cruci. Deci iată minuni făcute în cooperare, de Sfinții nu sunt invidioși între ei. De-aia când vă rugați, întotdeauna v-am învățat, sâmbăta este bine să faceți acatistul tuturor Sfinților. Adică ca să îi împăcăm pe toți. Noi la Dumnezeu îl vedem pe unul mic, pe unul mare, pe unul bun, pe unul rău. Sfinții sunt egali. Dacă e sfânt, e sfânt, nu? Ca și cum aș spune, zahăr, zahăr, că-i tos, că-i rafinat, că-i pudră, că-i vanilat, e tot zahăr, dar este zahăr. Ei, așa este și cu Sfinții. Că-i Sfânt Lucenic, că-i Sfânt Mărturisitor, că-i Sfânt Postitor, că-i Sfânt Cuvios, că-i arhiereu, ierarh, că-i ce-o mai fi el, deci în toate cetele Sfinților. Ei, este Sfânt și are trecere la Dumnezeu. Un alt lucru care trebuie să vă rămână în minte din învățătura, să spun eu, a Evangheliei de astăzi, sau din învățătura sărbătorii de astăzi, pe toți care îi cheamă Nicolae,
Să nu zică la mulți ani, că nu-i ziua voastră, e ziua Sfântului, ci să vă mândriți cumva în sinea voastră duhovnicește, adică cu bună credință, că purtați numele Sfântului Ierar Nicolae și ori de câte ori îl solicitați în rugăciune, vă ascultă, vă ajută și vă împlinește o dorință. Dar în același timp, sunt sigur, n-am vorbit cu el la telefon, nici prin telegram, e foarte scârbit de cei pe care îi cheamă Nicolae și astăzi se duc și beau și mănâncă bine. Știi, chipurile în cinstea Sfântului. Ei, Sfântul nu vrea cinste cu mâncări și cu băuturi și cu fripturi și cu țuică și cu vin, ci vrea să faceți frumos un acatist, să aveți o comportare demnă, cuvioasă, cinstită, corectă, cu atitudine de milostenie spre vecinul cel sărac, cu atitudine de respect față de cel cu care porți mânie sau l-ai supărat, adică să se vadă ceva. De-aia spune într-o parul lui, ci că adevărul lucrurilor drept învățând. Deci n-am învățat minciuni Sfântul Ierar Nicolae și dacă porți numele lui, îi spuneam eu odată unui bețiv, ne-am luat cumva la discuție și îmi spune bețivul, zice, aia, lasă părinte, zice, dar ce, noi n-avem drept în rai? Am greșit, dar zice, tot o să facă Dumnezeu ceva cu noi. Zic, măi nene, ia ascult un pic. Oare ce crezi că ar zice Sfântul Vasile și Nicolae și Gheorghe și Ilie și toți ceilalți sfinți când ar vedea un bețiv în șleacta lor? Ce ar zice? Bă, să vede că am bătrânit Dumnezeu. Nu mai ține cont de ceea ce face. Nu se poate, frate. Bețivii au loc la talpă. Este ceata bețivilor. Este Sfântul Bețiv Gheorghe, Sfântul Bețiv Ion, Sfântul Bețiv Nicolae, Sfântul Bețiv Vasile și fac draci horă cu ei în iad. Îi pune acolo la jăratic, la talpă. Le dă gârliciuri de sticlă să le macine între măsele, așa cum fac în bufet când sunt nervoși. Dar nu în rai, în iad. Așa spune, zice, cumplită este moartea celui păcătos, iar bețivii nu vor moșteni împărăția Dumnezeu. La fel va face și cu sfinții curvari. De Sfântul Curvar Ion, Sfântul Curvar Vasile, Sfântul Curvar Gheorghe. Deci are în iad loc și pentru sfinții curvari. De ce spun sfinți curvari? Că și dracu-i sfânt. Dracu-i duh, dracu nu mănâncă, dracu nu curvește, dracu nu înjură, dracu nu fură, nu dă în cap, nu lovește, nu scuipă, nu pălmuiește, nu ocărăște, dar nu se supune lui Dumnezeu. Și atunci, sigur, această șleactă a Sfinților Întunericului sau această ceata demonilor își au și ei adepților. Și deci așa cum în rai există ceata dreptilor sau luminătorii, cum se spune, și luminător lumii te-a arătat de Dumnezeu Părintele nostru, spune într-un alt tropar a cuvioșilor pustiei, ei, așa o să spună și într-o parul Sfinților bețivi și curvari. Și v-ați arătat urăciune lumii și întunecime celor din jurul vostru, stați la întuneric, nu vă cunosc pe voi blestemaților. Foarte clar, concis și precis. Deci nu stă Dumnezeu să facă târg cu noi. Dumnezeu are două căi. Dreapta și stânga. Pe la mijloc nu umblă nimeni. Nu există prea, prea și foarte, foarte. A spus frumos Teofil Părăian, dacă axa e 50% în gramajul lui Dumnezeu despre faptă bună și păcat, s-ar putea să ne mântuim. Dacă e chiar 49% și Dumnezeu are milă și te-a găsit cu milă în ceasul morții, s-ar putea să încline și atunci. Dacă e mai puțin, nu se știe. Deci așa că eu v-am spus de fiecare dată, m-a întrebat odată o cucoană, foarte frumos lucru, părinte, cum să-mi dau seama dacă greșesc într-o zi? Zic, radical din 24 de ore să-ți dea două măsuri. Măsura faptelor bune, supra-măsura faptelor rele să fie egală cu zero. Adică, dacă ai făcut o faptă rea, automat să pui în locul ei una bună. Ca în momentul când te-ai culcat seara, să nu te mustre conștiința. Și în felul ăsta ești sfânt. Ai văzut? Deci din 24 de ore, 50% fapte bune și 50% fapte rele. Dacă poți să radicaliza cele rele, să rămână numai cele bune, te-ai mântuit. Cu un mărmă poți face sfânt, cu un biscuit, cu o pâine, cu o vorbă, cu un sfat, cu o rugăciune, cu o răbdare, cu o smerenie, fără să vrei te faci sfânt. Așa spunea împăratul ăla din Pateric. Se punea în genunchi sara și spunea, Doamne, îți mulțumesc ție că am putut face măcar o faptă bună astăzi eu, păcătosul. Dar cineva pune întrebarea, deci că ce celelalte le făcea ele? Nu, mai făcea și altele bune, dar nu ținea cont de ele. El făcea una anume care s-o știe, deci una anume care s-o știe că este bună. Și a fost întrebat, și care e fapta cea bună? În fiecare zi mă tem de Dumnezeu și îl văd împărat peste mine. Ia poftim. Așa să facă și fiecare creștin. În fiecare zi îl văd pe Dumnezeu, dar îl văd Tată și Stăpân peste mine. Că dacă îl vezi pe Dumnezeu deasupra ta, nu greșești niciodată.
Cam asta în mare ar fi, așa ca să spunem și să nu lungim prea mult vorba, deci învățătura despre Sfântul Ierarh Nicolae. Iar o învățătură sumară a sărbătorii de azi mai rămâne aceasta. Creșterea copiilor în frica de Dumnezeu, pentru că ați văzut, s-a născut dintr-o familie creștină, s-a născut din căsătorie, s-a născut din cununie, s-a născut din post, s-a născut din rugăciune, deci din viață morală. Deci prima lecție de religie nu este profesorul, ci este familia. Deci unitatea vitală de baza a societății este familia vie, mama și tata, care, insuflați de Duhul Sfânt, pot crește copiii în frica lui Dumnezeu și îi educa pe calea mântuirii. Cam asta e formula religioasă a familiei. După aia, un alt lucru care ne rămâne frumos în viață, sau ca să spunem așa din lecția de astăzi, este asta. Biserica, unitatea fundamentală de sfințenie a materiei vii. Nicăieri nu o să găsiți sfinți care s-au făcut pe bulevard. Nu o să găsiți sfinți la birt, nu o să găsiți sfinți la casa de desfrânare, la afaceri, la comerț, la negustorie, la rușine și alte lucruri de ocară, care, cum spune Apostolul Pavel, rușine este ale și grăit. Deci nu se găsesc sfinți. Și în primul rând, cu mare precădere, trebuie să țineți cont, și am zis eu că am să o spun odată și vă spun astăzi, dacă ați fost atenți, majoritatea sfinților au fost călugări. N-au fost călugări că de acum trebuie să facă toată societatea călugări. Nu. Și-au ales viața monahicească. Dar de ce? Ca să se mândrească că poartă haine negre, Doamne ferește. Ci ca să arate că singura cale de desăvârșire în Dumnezeu este calea monahală sau lepădarea de sine. Ai văzut tu tânărul ăla întristat acum vreo 3 duminici în urmă? Când a zis, toate le păzesc din tinerețea mea. Și a zis Mântuitorul, numai ceva, ceva să mai trebuie. Atâtică așa. Mai leapă-te de sânge și vină la mine. N-a putut să o facă. Mai era un televizor, mai era o mâncare bună, mai un program de voie, mai un somn, mai o plimbare, mai un lux, mai un stat degeaba, mai un ban la cec, mai o nevastă, mai o distracție, mai o poftă neînfrânată, poate care și-o înfrâna, bineînțeles, dar în mintea lui râvnea pe cele trecătoare și atunci sigur că n-a putut să urmeze lui. Ei, Sfântul Ierarh Nicolae, Vasile cel Mare, Grigori, Ioan, toți Sfinții Mari Erari au fost monași. Deci s-au lepădat de sine. Asta înseamnă monah. Om lepădat de sine. Că monah cu numele suntem toți. Dar faptele nu le avem de monah. Deci ăsta a fost cu adevărat monah. A fost lepădat de sine. Deci sfinți de 200 de kilograme să nu căutați în societate. Sfinții au între 30 și 40 de kilograme. Adică un schelet ascetic, frumos, îmbrăcat cu piele și cu os, cum a alcătuit Dumnezeu. Spune la Ezechiel, nu vă spun eu. Zice, și-am văzut un câmp gol de oase și s-a pus vine peste oase și carne și piele, zice, și deodată s-a făcut un câmp mare. Era propovăduită învierea, în tip profetic. Ei, așa este și învierea în Hristos. Unde ai să vezi numai slănină și friptură și grăsani și blănuri și cercei și machiajuri și tocuri și mașini și luxuri, acolo nu-i Dumnezeu, acolo e sarsailă, stă călare pe materie. Dar dacă știi să fii în sinea ta un om creștin, ai împlinit profeția lui Ezechiel. Învii înainte de a fi mort. Deci învii din viață. Deci asta să vă rămână în minte. Sfinții sunt sfinți numai când s-au lepădat de sine. Nu vi se cere lepădarea totală, ci vi se cere lepădarea parțială, adică ascultarea de cele 10 porunci, ascultarea de duhovnic, păzirea rânduielilor biserice, postul, rugăciunea și fapta bună și cu asta se merge la rai. Amin, amin. Lăudați-vă în pomenire, că ați de